Tic-tac, tic-tac, ora 6, Cabral e pe drum. Fără mofturi, fără fițe și fără costum. Pus pe șotii și glumițe, intră în scenă acum! Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii! Oameni buni, avem de jucat ca și până acum 6 runde. Răspunsurile favorite sunt puse pe ecran, dau puncte dacă le nimerim. Dacă nu le nimerim... Zăpăceala. Cu cine jucăm? Stroie! În aplauzele voastre, familia Stroie! Din București sunt ei, bine ați venit! Bine v-am găsit! Alberto este capitanul. Alberto are 21 de ani. Este student la ASE. Îi place kickboxul și să mănânce grătar. Este ambițios, pozitiv, punctual, dar și narcisist și orgolios. Are un talent special pentru beatbox și nu ar putea trăi fără sport. Alberto, cu cine ai venit? Corect. În această zi am venit cu minunata mea iubită, Ana. Bună minunata lui iubită, Ana. Cu viitorul meu nășic, Ștefan. Salutare, Ștefan. Verișorul meu, Ionuț. Salutare, Ionuț. Salutare. Și verișorul meu, Mihai. Salutare, Mihai. Toată lumea bine? Da, foarte bine. Ana mai are un pic până la leșin. Da, sper că merge să... Nu, sunt ok. Ia, asta e bine. Inspector de securitate este Ana și sănătate, în muncă. Este pasionată de pian, la care cântă de la 8 ani. Are un pisoi pe nume Simba. Ne spune că este responsabilă, iubitoare și organizată, dar și că se pierde adesea în detalii și nu știe să țină un secret. Da. Așa că vă spun și eu un secret despre ea. Vorbește prea mult atunci când are emoții. Da. Ștefan, salutare! Salutare! Este student și lucrează ca ospătar. Îi place să conducă, să mănânce ciocolată, să călătorească, visează să ajungă primar. Atunci când se bucură, îi ia în brațe pe cei de lângă el și câteodată nu se poate opri din râs și îi pupă pe gură. Asta e de la mine. Ionut, salutare! Salutare! Este și el student, are ca hobby fotbalul și boxul. Este comunicativ, optimist, perseverent și leneș. Ne mai spune că îl deranjează hârșitul scaunelor și că poate să-și miște urechile. Vă așteptam. Cel mai mare vis este să ajungă independent financiar. Mihai, salutare! Vă salut! Antrenor de fitness și student la construcții. Îi place să se antreneze, să învețe lucruri noi care să-l ajute să evolueze. Nu are o mâncare preferată, dar știe sigur că nu s-ar atinge niciodată de... Ce credeți? Pâine. Halva. Și-ar dori să devină super celebru. O să țin pumnii. Doamne ești. Nu o să-ți mai placă după aia, da, trebuie. Bine ați venit. Bine ați venit. Toată lumea bine, da? Da. Da. Baftă. 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 Da. Baftă. Baftă. De cealaltă parte, la cel de-al doilea joc, familia Busuioc. Tot din București, Antonela este capitanul. Bună, Antonela. Bună. Cu cine ai venit? Am venit cu verișoara mea, Blanca. Bună, Blanca. Bună. Bunașa mea, Flori. Bună, Flori. Cu verișoara mea, Mara. Bună, Mara. Bună. Și cu verișoara mea, Giulia. Bună, Giulia. Bună. Totul bine? Baftă. Mulțumim. Baftă. Baftă. Mulțumim. Baftă. Jucăm? Păi spuneți voi. Pâine cu unt. Să vedem câte variante avem. Sunt 8 variante. Am întrebat 100 de români. Când ți-e poftă de ceva dulce, ce-ți cumperi? Măi, ninja. Ciocolată. Ciocolată. Avem favorit? Jucăm, pasăm? Pasăm. Pasați? Da. Hai să jucăm. Când ți-e poftă de ceva dulce, ce-ți cumperi? Prăjituri. Prăjii. Bun. Când ți-e poftă de ceva dulce, ce-ți cumperi? Un tort. Un tort întreg? Mamă. Avem tort. Când ți-e poftă de ceva dulce, ce-ți cumperi? Înghețată. Avem, foarte bine. Când ți-e poftă de ceva dulce, ce-ți cumperi? Napolitane. Napolitane. Nu. E, fițe de-astea, nu... Intră pe toate măselele așa. N-avem. Antonela, când ți-e poftă de ceva dulce, ce-ți cumperi? Un corn. Corn. Nu.
Avem? Bravo! Când ți-e poftă de ceva dulce, ce-ți cumperi? Acadele, bomboane. Bun. Flori, când ți-e poftă de ceva dulce, ce-ți cumperi? Biscuiți cu ciocolată. Nu. Biscuiți. Nu biscuim? Nu. E bun biscuitele, dar... Aveți dreptul să vă sfătuiți? Mara, când ți-e poftă de ceva dulce, ce-ți cumperi? Fructe. Fructe. Da. N-avem varianta asta, toate că suna bine. Vă ascult de ne vă vedeți. Suc. 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 Ecler. 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 Două variante, 84 de puncte. Când ți-e poftă de ceva dulce, ce-ți cumperi? Ecler. Mă bucur că ai arătat către mine când ai zis ecler. Nu este pe. Dar avem acolo prăjitură. Câștigă această rundă familia Busuioc. Halva! Plăcintă. Plăcintă ar putea fi. Baclava. Dar baclava nu-i prăjitură? Nu. Nu-i prăjitură? Dar ce e? Plăcintă cu nucă multă și zac. Ok. Ok. Runda a? Doua. Hai să vedem. Cu cine? Câte variante? 8. Am întrebat 100 de români. Ce zboară prin casă atunci când lași toate geamurile deschise și se face curent? Perdelele. Perdelele. Avem perdea. Hârtii. Hârtii. Mai specific. Foi. Foi. Bun. Jucăm, pasăm? Pasăm. Pasați? Hai să jucăm. Ce zboară prin casă atunci când lași toate geamurile deschise și se face curent? Scamele. Scamele, domne. Mara, ce zboară prin casă atunci când lași toate geamurile deschise și se face curent? Haine. De ce nu? Dacă schilos de mi zboară. Nu? Uite, foarte bine. Ce zboară prin casă atunci când lași toate geamurile deschise și se face curent? Draperiile. Aveți dreptul să vă sfătuiți, familia Stroie. Antonella, ce zboară prin casă atunci când lași toate geamurile deschise și se face curent? Documente. Documente. Ia să vedem ce spuneți voi. Praf. 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 5 variante, 59 de puncte. Ce zboară prin casă? Praf. Câștigă această rundă familia Stroie. Ce anume? Muște. Bani. Oh, uiu. Muște. Ce pantofi, domne? Păi se duc după hainele alea. Ți-a rămas, ți-a rămas. Asta e omul dușmănos, domne. Așa e omul. Când e dușmănos și loftică un răspuns, se agață de el, nu te mai înțelegi cu el. De blană și s-a dus acolo. Da, că neapărat putea, trebuia să fie haina de blană. Tu știi că dacă îți arăt chiloții mei cu țăun, ca o velă să facă, uite așa sunt. Dacă ia vântul, știi cum te târâie până casă. Dacă mai ales să ia de iarnă de vin până aici, aia-s velea ce vorbești tu.
De haină de blană, aia e, că sigur, haină, toți avem o haină de blană pe casă. Da, aia e, că asta aveam de purtat animale moarte, că nu se mai bumbac un stângât. Dar era sintetică. De ce te iei de animale moarte? Păi așa ai zis, că e blană, că e blană, ai zis eu că e blană. Dar am zis eu că era naturală. Deci arici de plastic. Ce nu le ia vântul? Altceva. Uite și când mă face să mă cert în mijlocul emisiunii, eu eram pe Feng Shui, relaxat, liniștit. Hai, prosoape, na. Hai, prosoape. Ce anume? Mileurile. Mileurile, doamnă, aveți dreptate. Când se face curent în casă, nu se mai înțelege pescarul chinez cu peștele de pe... E nenorocire ce e acolo. Frunze. Ce frunze, domnule? De unde frunze în casă? Intră pe geam. Ce casă e asta? Vorba de plantă. Plantă, tu unde te-ai mutat? Pe câmp? Au zburat și păienjeni cu pânză cu tot. Păi să mai facem și noi curățenie, zic. Că acum câteva ediții vă umflați în pene, că mari gospodini ce sunteți. I-am tăcut. Ce pene, mă, nene, mă? De la pernă. De la papagali? Vedeți voi că e sare vreo pană de aici? Zi, trafalet. Nimic? Părul. Pisică, auzi. Părul. Începem cu răutățuri. Șervețele, domne. Da. Asta da. 59 de puncte la 84. Luăm o pauză, da? De acord? Pauză scurtă, revenire pe jur. Runda a treia. Toată lumea bine? Da. Intrăm în runda a treia pe zâmbet? Da. Perfecțiune. Cu cine jucăm? Ceva și noi. Hai. Să vedem câte variante. 7 variante. Am întrebat 100 de femei. Dacă ar fi nevoie să fii încuiată într-o clădire pentru o lună, ce clădire ai alege? Într-o vilă. Ok. Salon de frumusețare. Oule, cu o lună? Mara? Spital? În mall? Favorit. Jucăm, pasăm? Pasăm. Pasați? Hai da. Să jucăm. Am întrebat 100 de femei. Dacă ar fi nevoie să fii încuiată într-o clădire pentru o lună, ce clădire ai alege? În casă. În casă. Acasă. Iată. Am întrebat 100 de femei. Dacă ar fi nevoie să fii încuiată într-o clădire pentru o lună, ce clădire ai alege? Într-o bancă. Interesant. N-avem varianta asta. Blanca, am întrebat 100 de femei. Dacă ar fi nevoie să fii încuiată într-o clădire pentru o lună, ce clădire ai alege? Într-un restaurant. Așa. Așa, la asta m-am gândit din prima. V-ați nenorocit cu mine o lună încuiată acolo. V-ați nenorocit. Iată. Bun. Am întrebat 100 de femei. Dacă ar fi nevoie să fii încuiată într-o clădire pentru o lună, ce clădire ai alege? Hai, încuie-te repede. Aveți dreptul să vă sătuiți, familia Stroie? Mara. Am întrebat 100 de femei. Dacă ar fi nevoie să fii încuiată într-o clădire pentru o lună, ce clădire ai alege? Într-un magazin? Iată.
Giulia, am întrebat 100 de femei. Dacă ar fi nevoie să fii încuiată într-o clădire pentru o lună, ce clădire ai alege? La coafor. Da. Și eu, dar ce să fac o lună acolo, că n-am treabă 10 minute, dar păi... N-am... Aș fi ca o stafie, plictiseală mare pe acolo. N-avem varianta asta. Vă ascult, băieți și fată. Cum? În hotel. 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 E bine că voi vă înțelegeți. Da. Trei variante, 59 de puncte. Dacă ar fi nevoie să fii... Am întrebat 100 de femei. Sigur. Dacă ar fi nevoie să fii încuiată într-o clădire pentru o lună, ce clădire ai alege? Să alege hotel. Da. Câștigă această rundă familia Stroie. Câteodată mă sperie și pe mine echipa noastră de conținut, cum s-or fi gândit ei să fie încuiată săraca femeie o lună într-o clădire. Nu știu cum au ajuns ei la problema asta, dar... Și să n-aibă cu cine în club. În club o lună? Doamne ferește așa ceva. Odată că e surd ca o cărămidă, gata. Auzul tău s-a dus la revedere, după cabum, cabum, bum, ți, bum, ți, iu, 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 hu, hui, s-a terminat. Într-o pensiune la munte, iată. Palat. Parcă mă văd la pele și încuiat o lună. Cu toți vizitatorii pe acolo apărând și eu într-un halat și sigur n-am halat de la cum trebuie, îmi vine până aici așa, niște papuși de aia 42 și eu am 49 la picior. Bine ați venit, săracilor, plimbați-vă, haideți, plimbați-vă. Într-o peșteră. La tine peșteră e clădire? Da, eu nu vreau să vă sună bine așa o zi, două, o săptămână. După două săptămâni ești murat tot. Masaj și la cuticule și la aia și la aia, la alte. Ești, nu, când auzi de masaj, iar masaj, lasă-mă. Ce facem acum? Luna Așa, domnule, bravo. Puncte duple, Ionut și Mara. Hai. Să vedem câte variante. Șapte variante. Am întrebat 100 de români. Oleu. Pe bebelușul tău îl doare burtica. Ce faci? Îi dau o pastilă. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Mara. Pe bebelușul tău îl doare burtica. Ce faci? Îl duc la spital. Am înțeles. Avem... Pe bebelușul tău îl doare burtica. Ce faci? Îi fac un ceai. Pe bebelușul tău îl doare burtica. Ce faci? Îl masezi. Ar putea fi. Bun. Pe bebelușul tău îl doare burtica. Ce faci? Consultăm medicul de familie. Bun. Primul X. Ionuț, pe bebelușul tău îl doare burtica. Ce faci? Îl legăn. Ok. Asta e din seria, poate uită. Avem, bravo. Pe bebelușul tău îl doare burtica, Mihai. Ce faci? O sun pe bunica. Ar fi o variantă. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Alberto, pe bebelușul tău îl doare burtica. Ce faci? Îl sărut. Să vedem dacă se fură sau nu. Vă ascult? Comprese calde. Am înțeles? Comprese calde. Am înțeles? Comprese calde. Am înțeles? Comprese calde. Am înțeles. Două variante, 6 și 7. Multe puncte în joc.
Antonella, pe bebelușul tău îl doare burtica. Ce faci? Comprese calde. Avem? Da. Câștigă această rundă familia Busuioc? Tăne, eu am căzut de sus. Sus. M-am tăvălit cu motoreta, cu ATV-ul, cu drujba, cu le-am pățit pe toate. Și doare, dar doare. Niciodată n-a durut atât de tare ca atunci când s-a simțit unul dintre copiii rău. Jur, îți vine să-ți dezasamblezi piciorul, să stai cu el în cap. Și mai ales că nu are cuvinte, nu știe să zică ce doare, cum doare. Așa, mori acolo lângă el. Nu există așa. Sunt sigur că așa e la toată lumea. Deci nu există. Poate să fie orice și ești neputincios. Doamne, dă-mi mie, că o duce eu cum o-i dea. Lasă copilul în pace, că nu mai ajută capul meu. Ce avem acolo? Îi cânt? Haideți, doamnă, dacă cu ceva greșit. După ce cald doare burtica, mai și chinuiți cu cântatul. Vă rog eu frumos, cu ce v-a supărat? Cântați frumos, doamnă? Cântați frumos? Da? La mine. Foarte bine, foarte bine. Să ne fie pitici, sănătoși tuturor, ne fie bine. Că noi luăm duce cumva. A cincea? Puncte duble? Da. Cu cine jucăm? Da, clar. E. Ia să vedem. Câte variante? 8. Am întrebat 100 de români. Ești proaspăt absolvent de regie de teatru. De ce ai nevoie pentru primul tău spectacol? De diplomă. E și ăsta un punct de vedere. Susținere. Alberto? Prieteni. Antonella? De costume. Bun. Jucăm, pasăm? Pasăm. Pasați? Hai să jucăm. Ești proaspăt absolvent de regie de teatru. De ce ai nevoie pentru primul tău spectacol? Recuzită. Ești proaspăt absolvent de regie de teatru. De ce ai nevoie pentru primul tău spectacol? Actori. Da, ajută. Ajută, da. Bun. Ionuț, ești proaspăt absolvent de regie de teatru. De ce ai nevoie pentru primul tău spectacol? De o sală unde să joci. Ok. Bun. Mihai. Ești proaspăt absolvent de regie de teatru. De ce ai nevoie pentru primul tău spectacol? Inspirație. Ok. Am mers mai pe abstract. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Alberto, ești proaspăt absolvent de regie de teatru. De ce ai nevoie pentru primul tău spectacol? O piesă. Da. Sună logic. Foarte bine. Ana, ești proaspăt absolvent de regie, de teatru. De ce ai nevoie pentru primul tău spectacol? Spectatori. Da. Avem și spectatori. Ștefan, ești proaspăt absolvent de regie, de teatru. De ce ai nevoie, spunem, pentru primul tău spectacol? Roluri. Bun. Să vedem acum cu cine mergem mai departe. Vă ascult. Recuzită. Am înțeles. Recuzită. Am înțeles. Machiaj. Am înțeles. Machiaj. Am înțeles. 174 de puncte în joc. Ești proaspăt absolvent de regie de teatru.
de ce ai nevoie pentru primul tău spectacol? De machiaj. Avem? Da. Da. Câștigă această rundă familia Stroie. Bine? Așa. Ce pauză, domnule, ce pauză? Ce avem acolo? Bani? Bilete. Lumini. Regie. Bine. Numai la bani vă stă capul, doamnă, la artă nimic. Bilete, mai devreme, bilete să le vindem, acum casier, să aibă ce să încaseze. Mașină de numărat bani. Saci, saci. Așa, ia-o încet așa. Ia să vedem. Gata, e fericit, domnule. Of, 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 of. Sunt bani de investit, doamnă, nu de încasat. Nu mai cuvântul și îmi face plăcere. Arta? Runda A? 6. Perfecțiune. Capitanii? Să vedem câte variante. Am întrebat 100 de bărbați. Când iubita te întreabă dacă ți se pare că prietena ei este frumoasă, ce-i răspunzi? Nu, negativ. Nu, negativ. Nu, nu, negativ, negativ. Nu, nu, nu. Nu, negativ. Pasăm. Pasați, hai să jucăm. Nu, negativ. Am întrebat 100 de bărbați. Când iubita te întreabă dacă ți se pare că prietena ei este frumoasă, ce răspunzi? Nu mai frumoasă ca ea. Aha. E, yeah, dar nu e mai frumoasă ca tine. Iată. Am întrebat 100 de bărbați. Când iubita te întreabă dacă ți se pare că prietena ei este frumoasă, ce răspunzi? E urâtă. E urâtă? Ce vorbești? Tu n-ai văzut că are cocoașă? Ce vorbești? Cu ăla are un singur ochi, celălalt. Lasă-mă în pace. Cum că are doi? Eu nu văd decât unul. Nu, na, nu minte așa de rău. Deci e frumoasă. Mara, am întrebat 100 de bărbați. Când iubita te întreabă dacă ți se pare că prietena ei este frumoasă, ce răspunzi? Răspunde că îi fac scandal acasă. Aveți dreptul să vă sfătuiți familia Stroie. Giulia, am întrebat 100 de bărbați. Când iubita te întreabă dacă ți se pare că prietena ei este frumoasă, ce îi răspunzi? Refuză să răspundă. Păi te bagi mai rău. E frumoasă? Zi-mă, prefer să nu răspund. Aaa, prefer să nu răspunzi? Aha! Deci că dacă răspundea era nenorocire! Ce te costa să spui că nu? Bun, avem. Am întrebat 100 de bărbați. Când iubita te întreabă dacă ți se pare că prietena ei este frumoasă, ce răspunzi? Toate femeile sunt frumoase. E bun răspuns. E un răspuns de politician. Toate femeile sunt frumoase. 195 de puncte în joc. A cui atunci? Nu mă interesează. Tatea, că ai înțeles greșit întrebarea. Doar pentru tine am ochi. Doar pentru tine am ochi. Doar pe tine te iubesc. 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 Patru variante de răspuns. 195 de puncte. Acum e momentul ăla în care tu îmi dai un răspuns. Dacă face... mă duc mai departe cu alu busuioc. Dacă face cling, se întoarce ceva, merg cu voi mai departe. Am întrebat 100 de bărbați. Când iubita
te întreabă dacă ți se pare că prietena ei este frumoasă, ce-i răspunzi? Nu mă interesează. În ce sens nu mă interesează? În ce sens nu mă interesează? Pentru că am doar pentru ea, nu vreau să o văd doar pe ea cea mai frumoasă. Câștigă runda și jocul, familia Busuioc. Da, e frumoasă. Dacă fata e frumoasă, ăsta e răspunsul normal la cap. Da, e frumoasă. Nu? Da, e frumoasă. Și dacă e ce? Da. Asta, minciuni de-astea. Tu ești mai frumoasă, de parcă ar fi vreun concurs. Că ea nu te întreabă dacă știi bine cu capul, nu te întreabă, e mai frumoasă decât mine. Că e irelevant, nu? E frumoasă. Avem. Iată. Ce spui tu? Mănânci mâncare rece o lună. Mănânci mâncare rece o lună, nu e adevărat. Nu, e normal. Uite o fată frumoasă. Da, e frumos. Și cere și numărul de telefon. Adevărat. Altă variantă? Da, e drăguță și ea. E drăguță, e la frumoasă, e tot pe acolo. Nu, nu mai știu. Adică dacă e drăguță, e doar ok, cum ar fi. Da, e ok, funcționează. Are puls. Da. Da, e cât de cât bine. Altceva? Nu mai aduc aminte. Cum adică nu mai aduc aminte? Ce ți-a ce aminte, prăpăditule? Ce să... Unde... De ce ți era să-ți aduci tu aminte? Nu mai știu cum arată. Păi uite că e cu noi la masă, ce ți-a ce aminte? Așa arată un mincinos de profesie, l-ați văzut? Ai, nici n-am observat-o. Mie mi se părea că sunt cu niște străini la masă. Bine că mi-ai zis. Bun. Uite-l. Da, asta știți cum e, nu? Când ai răspunsul ăsta. Tăiți în jos. Nu știu, n-am observat. Nu. Ia uite ce... Dar nu știu ce să zic. Nu-mi plac ochii, doamne. Nu-mi plac, da, asta a întrebat? Că parcă, în sfârșit, da. Vă ascult? Cred că da, e foarte shady, așa, nu. Deci, care e ultimul răspuns acolo? Nu merge, că avem e drăguța, acum o tot scăldăm așa cu... E prea înaltă. Am înțeles. Dar pentru cine e prea înaltă? Că deja parcă încercă... Ce anume? Pentru el, băiat. Pentru el? Păi pentru el e prea mort dacă e prea înaltă. Nu e genul meu, este genul de răspuns care te bagă la belu. Mă, iubire, acum că mi-ai zis... Nu, mersi frumos, nu-i genul meu. Ha! Știi că am setul ăla de cuțite de 6? Noe, nu răspunzi așa niciodată. Noe, nu. Mai bine îți faci pe... Și după aia te întreabă, dar care-i genul tău, tinere cavaler? Nu, eu n-am niciun gen, eu te iubesc doar pe tine. Aie, pentru că mie îmi place să am puls. Mergem mai departe cu familia Busuioc, rundă Fulger, să vedem dacă ne iau din nou banii. Și ne luăm la revedere de la familia Stroie. Toate bune, domnule. Să rămână Vorbăreață. Toate bune, Ștefan, Ionuț și Mihai. Vă mai aștept aici. Pauză scurtă, revenim repejor. Rundă Fulger. 2500 de lei. Cu cine jucăm? Cu mine. 1 și cu mine. 2. Haideți.
Două manșe. Prima 20, cea de-a doua 25 de secunde. Cu cine încep? Cu mine. Ia vedem mai încolo. Unde te ascunzi? Hai în mijloc, hai. 20 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu știu un răspuns, pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. Bine. Baftă. Mersi. Am întrebat 100 de români. Ce duci de mâncare cuiva care tocmai se recuperează după o intervenție dentară? Supă. La ce instrument poți cânta plimbându-te prin parc? Fluier. Ce articol de îmbrăcăminte îi cumpără un bărbat iubitei sale? Bluză. În afară de fluture, numește o insectă viu colorată? Omidă. În afară de rufe, ce pui la uscat? Ciorap. Ok. O sută? Nu. 110? Nu, mai puțin. Mai puțin? Vreți să vedem? Da. Hai să vedem. Ce duci de mâncare cuiva care tocmai se recuperează după o intervenție dentară? Tu mi-ai spus? Supă. Supă. Ia să vedem. Favorit, foarte bine. La ce instrument poți cânta plimbându-te prin parc? Tu ai spus? Fluier. Fluier. Ia să vedem. Nu sună rău. Bravo. Ce articol de îmbrăcăminte îi cumpără un bărbat iubitei sale? Și tu ai spus? Bluză. Bluză. Bun, să vedem dintr-o sută de români cât s-au gândit la bluză. 11. În afară de fluture, numește o insectă viu colorată. Și tu ai spus? Omidă. Hai să vedem. E, am mai strâns acolo ceva. În afară de rufe, ce pui la uscat? Ciorap. Aici nu mai avem așteptări. 84 de puncte. Mulțumesc. Mersi și eu. Vine acum Mara. Bine ai revenit. Bine te-am găsit. 25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu știu un răspuns, pas, trecem mai departe. Ne întoarcem la final. Îmi dai un răspuns, aude sunetul ăsta. Înseamnă că am primit deja acel răspuns de la Flori, îmi dai repede un altul. Jucăm? Baftă. Mersi. Am întrebat 100 de români. Ce duci de mâncare cuiva care tocmai se recuperează după o intervenție dentară? Supă. Altceva? Orez. La ce instrument poți cânta plimbându-te prin parc? Vioară. Ce articol de îmbrăcăminte îi cumpără un bărbat iubitei sale? Lingerie. În afară de fluture, numește o insectă viu colorată? Omidă. Altceva? Nu știu ce să zic. Reușim oare? Da. N-avem, nu? Da. Hai să vedem. Mara, avem 84 de puncte. Ce duci de mâncare cuiva care tocmai se recuperează după o intervenție dentară? Tu mi-ai spus... Orez. Supă sau ciorbă, favorit. Apoi iaurt, piure, lapte, banane, smoothie. Ați înțeles? Da. Adică piure de fructe, cum ar fi, nu? Da. La ce instrument poți cânta plimbându-te prin parc? Tu ai spus? Vioară. Aici reușim 14 puncte. Chitară e favorit. Apoi avem fluier, muzicuță, vioară, nai, flaut, clarinet, acordeon. Ce articol de îmbrăcăminte îi cumpără un bărbat iubitei sale? Tu mi-ai spus? Lingerie. De pat. Să vedem aici. Favoritul este rochie. Apoi avem lingerie intimă, bluză, tricou, eșarfă, fustă, cămașă, șosete sau dresuri.
Asta cu șosetele mi se pare foarte bună. Ți-am luat niște flaușate, iubire. În afară de fluture, numește o insectă viu colorată. Mi-ai zis o mie, și după aia n-ai mai avut timp. Favorit, libelulă, buburuză, albină, gândac, lăcustă, muscă, bondar, omidă. În afară de rufe, ce pui la uscat? N-ai apucat să-mi răspunzi. Favorit, aveam vasele, apoi încălțămintea, pungile, legumele, covoarele, carnea și fructele. Nu reușim, dar mergem mai departe, asta contează. Mulțumesc, haideți cu toate, cu toți încoace, familia Busuioc. Hai, hai, cu încredere. Hai, Alberto. Mergem mai departe cu Alu Busuioc, să aflăm lucruri noi despre noi și, desigur, să ne și distrăm dacă aveți timp și dacă aveți chef. Să fiți bine, să fiți sănătoși.